tata poate fi total absent, chiar și dacă trăiești în aceeași casă cu copilul. Și tatăl poate fi foarte prezent în viața copilului, chiar dacă sunt divorțați și se văd o perioadă mai mică de timp. Este adevărat. În momentul în care ești părinte singur, indiferent că ești tată sau mamă, greutatea, să spunem, responsabilitatea este mult mai mare. Sunt Adriana Boroș, fondatoare al Clubului Părinților Conștienți, consilier educațional și parental. Eu mă numesc Mușnoi Maxim, sunt psihoterapeut de orientare psihanalitică. În cazul taților care nu dețin tutela copiilor, dar au drept de vizitare, chiar dacă sunt la distanță, în ziua de astăzi există foarte multe modalități prin care pot să fie prezenți în viața copiilor. Eu neapărat trebuie să implice în ea, adică, și lucrurile astea iarăși se organizează în dependență, în măsura în care pot fi organizate. De exemplu, tatăl să ia copil câteva zile, tatăl să vină să-l vadă, tatăl să își ofere un timp destul pentru, sau relativ destul pentru copil, ca să poată și să păstreze acea imagine a tatălui, a unui tată bun. Tu ca și tată care îți vezi copil la anumite intervale de timp, scopul tău principal este calitatea timpului pe care îl petreci cu copiii tăi și cât de mult ești implicat și ești interesat de ceea ce se întâmplă în viața copilului. Adică multă ascultare, multă curiozitate, multă poveste și implicare cât mai activă în tot ceea ce înseamnă viața copilului. Eu mă referim la implicare emoțională a tatălui care trebuie să aibă, pentru că tata poate fi total absent, chiar și dacă trăiești în aceeași casă cu copilul, să nu fie divorțat. Și tatăl poate fi foarte prezent în viața copilului, chiar dacă sunt divorțați și se văd o perioadă mai mică de timp. Dacă părintele este absent, total, a plecat, aici este un pic mai dificil și va trebui să ne asumăm faptul că părintele a plecat, celălalt părinte a plecat și să ne asumăm durerea copilului care va exista și să-l asigurăm întotdeauna de dragostea noastră și să încercăm să-i găsim în viața copilului alte persoane masculine la care copilul să se poată raporta și cu care copilul să aibă o relație. Nu știu, bunici, unchi, cineva care ar putea să devină o persoană de referință pentru copil și să compenseze cât de cât absența tatălui. De exemplu, în situația în care tatăl este decedat, lucrurile, părintele care a rămas, în primul rând, ar trebui să ofere copilului ocazia să facă un pic de terapie, să meargă, să primească un pic de sprijin specializat, pentru că s-ar putea noi, ca și părintele rămas, să avem atât de multă durere și să nu putem să gestionăm și durerea copilului și să tindem cumva să o mascăm, să jucăm foarte mult teatru și copilul să nu aibă spațiu să-și exprime emoția. Cred că cel mai important aspect atunci când unul dintre părinți mare este copilul să poată să-și exprime durerea, să poată să-și exprime supărarea legat de aspectul ăsta și să nu încercăm să compensăm foarte mult pierderea prin, nu știu, prin chestii materiale sau prin foarte multe, nu știu, cumva să cosmetizăm ceea ce s-a întâmplat. Pentru că s-a întâmplat, este o durere și, în primul rând, noi ca și adulți trebuie să ne asumăm acest fapt că nu îl putem proteja pe copilul nostru de durerea pe care o simte. El va simți oricum durerea, indiferent dacă o verbalizează cu noi sau nu o verbalizează. Și este mai important să o verbalizeze și noi să putem să îi oferim sprijin copilului în situația respectivă. Tata trebuie să vorbească cu copilul despre motivul absenței mamei, indiferent care el nu este. Dar iarăși, mesajele care sunt oferite copilului, ele trebuie adaptate realității copilului, adică vârstii lui, modul lui de a înțelege lucrurile. Și nu spus într-un mod foarte direct. Familiile în care tații își cresc singuri copiii, în primul rând, ar fi important motivul lipsei mamei. Putem să ne imaginăm că divorțată are o altă familie, s-a întâmplat o tragedie, a plecat, e abandonat. Până la urmă rămâne tatăl, acel care trebuie să aibă iarăși o capacitate de a
de a-i oferi în el, în sinea lui, și o imagine a mamei sau grijă aceea care, care cumva se poate spria acea funcție parțial maternă. Cred că cel mai important aspect atunci când unul dintre părinți mare este copilul se poate să-și exprime durerea. În momentul în care e singur, tu ești cel care trebuie să iei toate deciziile, tu trebuie să ți le asumi și atunci este foarte important să aibă un grup de sprijin. Dacă nu sunt alți bărbați, nu știu, familia proximă sau cineva care cu care să se poată consulta, cu care să poată să îi ofere timp, de exemplu. Indiferent de asta, de alte femei în viața copilului o să existe, adică să poate fi mama tatălui, bunica copilului, spre exemplu, sau mătușă, sau cineva care, acești dădacă, mă gândesc, care o să fie în grijă, care cumva, o să capite un fel de substitut a mamei, copilașul o să caute neapărat acea nevoie de grijă care îl poartă mamele. Și el o să regăsească poate fi profesoară de la școală, poate fi educatoare de la grădiniță. Exact așa cum sfătuie și mamele și tații, să găsească timp pentru ei, să găsească zone în care să se simtă bărbați, nu doar părinți, să poată să găsească zone în care să își manifeste hobby-uri sau anumite preocupări, să-și creeze contexte de creștere, dincolo de ceea ce înseamnă rolul lui de tată și să nu se definească 100% doar cu acest rol.